Sărut mâna și bine v-am găsit la o nouă poveste intitulată Doi împricinați surzi și o oaie șchioapă. O femeie surdă prășea odată la câmp, ținându-și copilul într-o legătură în spinare, când se apropie de ea un bărbat surd, care își pierduse oile, îi dădu bineze și îi zise: Ascultă, n-au trecut cumva pe aici niște oi? Dacă mi-arăți încotro o apucat-o, am să-ți dau oaia mea cea șchioapă. Femeia a crezut că omul vrea să știe pe unde trece hatul ogorului ei și îi răspunse arătând cu degetul: Ogorul nostru se întinde până la locul acela. De acolo începe ogorul altui om. Surdul înțelese că femeia i-a arătat încotro au luat oile. Porni și el într-acolo și într-adevăr își găsi oile. Bucuros nevoie mare că femeia îl îndreptase bine, omul luă oaia cea șchioapă și o duse. Dumnezeu să te binecuvânteze, zise surdul întinzându-i oaia. Când m-am dus acolo unde mi-a arătat, mi-am și găsit oile. Și acum, fiindcă ți-am făgăduit, îți dăruiesc această oaie. Surda crezu că omul o învinuiește de a fi frânt piciorul oii și îi strigă supărată: Cum aș fi putut să-i frâng eu piciorul când nici măcar n-am zărit-o? Văzând cum s-a supărat femeia, surdul a înțeles că aceasta vrea să-l ducă la judecător și îi răspunse oțărât: Bine, haide, dacă ți-e atât de mult. Și-au pornit amândoi la judecător. Ei, care vă e pricina? Îi întrebă judecătorul. Și surdul începu să-i povestească. Pierdusem oile și am plecat să le caut. Pe un ogor văd o femeie. Mă apropii de ea și zic: Dacă ai văzut oile mele și mi-arăți încotro au luat-o, îți dau o oaie șchioapă. Ea mi-a arătat cu degetul încotro și mi s-au dus oile. Iar eu am plecat într-acolo și le-am găsit. M-am ținut de făgăduială și am adus oaia cu piciorul frânt. Dar ea s-a supărat și mi-a zis: Ne înțelesem că o să-mi dai o oaie sănătoasă. Ce să fac eu cu una șchioapă? Hai la judecător. Și iată că am venit la domnia ta ca să ne faci dreptate. Judecătorul s-a întors apoi către femeie. Să ascultăm acum ce poți răspunde la toate acestea. Eu prășeam la câmp. Deodată omul acesta vine la mine și îi tabără. Tu ai frânt piciorul oii mele. Hai la judecător. Cum aș fi putut să-i frâng piciorul când nici măcar n-o văzusem? În timp ce femeia spunea acestea, judecătorul, care era și el surd, văzu copilul. Atunci el înțelese că femeia a venit aici să se judece cu bărbatul ei, care nu-i dă bani să-și hrănească copilul. Se întoarse deci către bărbat și zise: Ce să mai lungim atâta? E copilul tău! Îți seamănă leit! De aceea ești dator să-l hrănești, să-l crești. Aceasta a fost povestea de astăzi, iar până data viitoare, pa!